Bun găsit! Elevii care se îmbolnăvesc de COVID-19 pot întrerupe perioada de carantină în a șaptea zi după vindecare dacă prezintă un test negativ. Astfel, ei nu vor mai trebui să stea în izolare 14 zile. Testele vor fi asigurate gratuit de Ministerul Sănătății, a anunțat despre asta secretarul de stat Svetlana Nicolaescu. Pe de altă parte, Universitatea de Medicină și Farmacie, Nicolae Testemițanu, își reia activitatea în regim mixt. Orele practice cu prezența fizică, iar cele teoretice online. USMF Testemițanu este un promotor activ a vaccinării și a reușit să atingă acoperirea vaccinală în rândul studenților de peste 95%, dar dacă ne referim și în rândul cadrului didactic, da, de peste 97%, la fel, reșind din faptul că USMF este o instituție care contribuie esențial în suportul sistemului de sănătate în perioada pandemică. Noile restricții se regăsesc în ultima hotărâre a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, care a avut loc vineri. Deocamdată însă decizia nu a fost făcută publică. Potrivit datelor de la Ministerul Educației, în prezent peste 11.000 de elevi din toată țara sunt în carantină. Anterior, membrii comisiei au decis ca elevii să meargă la lecții în clase, indiferent de situația epidemiologică. În schimb, studenții învață doar online de la 1 octombrie.